Se pare că băimărenii s-au simțit foarte bine la sărbătoarea castanelor, așa încât au fost ocupați cu distracția și nu cu comiterea de infracțiuni deosebite. Polițiștilor li s-au semnalat doar două cazuri de furt. Într-un caz în care a fost reclamat un furt de obiecte vestimentare de la taraba unui comerciant, prejudiciul a fost recuperat și a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei. Într-un alt caz, privind un furt din poșetă, polițiștii desfășoară verificări pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt. În perioada 20-22 septembrie, la nivelul Poliției Municipiului Baia Mare, nu au fost semnalate evenimente deosebite. Pe linie rutieră, polițiștii din acest departament au făcut controle pentru depistarea neregulilor în traficul din jurul locului de desfășurare a evenimentului, ajutând și la fluidizarea acestuia. Au fost aplicate 80 de sancțiuni în cele 3 zile pentru nerespectarea regulilor de conduită la volan. Pe de altă parte, au fost verificați și comercianții. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au verificat în perioada menționată 75 de agenți economici și pentru abateri de la OUG 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 25.000 de lei și au confiscat 815 lei. Nici în anii trecuți nu s-au înregistrat infracțiuni deosebite pe timpul desfășurării edițiilor anterioare ale sărbătorii castanelor. Weekendul trecut au fost în teren peste 150 de polițiști pentru a asigura securitatea participanților.